Peste 100 de elevi s-au înscris la cursurile organizate în cadrul școlii comunitare, care se desfășoară în fiecare sâmbătă. Participanții vor învăța limba tătară. Mai mult, aceștia vor avea posibilitatea să participe gratuit și la ore de limba română și matematică. Cam 110 copii, însă înscrierile continuă, pentru că aceasta nu este o formă de învățământ obligatorie. Fiecare se poate înscrie când dorește parcursul anului școlar. Este ideal ca acești copii să se înscrie încă de la începutul cursurilor, pentru a nu pierde legătura sau a nu rămâne cu pregătirea. Tot în această perioadă, la sediul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, au loc preselecții pentru ansamblul de dansuri al filialei Constanța. Toate cursurile organizate de UDTTMR sunt gratuite.